O zi și a noastră, a noastră și a lui Dumnezeu. Vezi că la fereastră, pe răsoară, dacă ați venit. Putei? Putei, și aveți, să vedeți, da? Imaginile serii vin din Vatra Dornei, doamnelor și domnilor. O tornadă a fost surprinsă de mai mulți localnici. Colega mea, Maria Romaniță, vine cu toate informațiile. Maria, bună seara, ce știm? Bun găsit! Oamenii s-au panicat, au apelat la mila domnului de teamă, ca nu cumva vântul extrem de puternic, rafalele tornadei, să îi pună la pământ. S-au adăpostit cum au putut. După cum vedeți, tornada a antrenat obiectele din jur, a rupt bucăți din căpitele de fân de pe câmp și le-a ridicat la 10 metri în aer, apoi le-a aruncat în jur. Se fac acum cercetări, se stabilește să se vadă exact care sunt pagubele făcute de acest fenomen extrem de periculos și din ce în ce mai frecvent în țara noastră. Este o nouă informație de ultimă oră, tragedie în județul Gorj, un copil de 8 ani, mama lui și bunicul s-au înnecat în râul Motru. Din nefericire, medicii nu i-au mai putut trata. Iulia Blondea ne spune ce s-a întâmplat. Iulia, te ascultăm. Bună seara, Violeta, bun găsit tuturor. Într-adevăr, o adevărată tragedie. Din primele informații, băiatul de 8 ani a fost primul care s-a înnecat, a căzut în apă, iar bunicul său, cât și mama sa, au încercat să-l scoată pe copil la mal, însă, iată, apele râului Motru i-au luat pe cei trei. Un localnic a fost cel care i-a văzut pe cei trei bătându-se în apă, a sunat imediat la 112, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție. Copilul, cât și bunicul, au fost scoși de localnici până în momentul în care echipajele au ajuns la fața locului, s-au făcut manevre de resuscitare, însă, din nefericire, nici copilul de 8 ani, nici bunicul său și nici mama nu au supraviețuit. Toți trei au fost declarați decedați, iar acum s-a deschis, evident, și un dosar penal în acest caz, pentru că polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și cum s-au înnecat cei trei, cum s-a petrecut până la urmă această tragedie. De altfel, ne confruntăm, doamnelor și domnilor, cu o vreme extremă în întreaga țară. În Bucegi, de exemplu, platoul a fost acoperit de grindină. Același lucru s-a întâmplat și pe străzile din Sinaia, iar în Brașov, din cauza fulgerelor, un stâlp de electricitate a fost cuprins de flăcări. Iată. Stăm de vorbă chiar acum cu Gabriela Băncilă, director în cadrul ANM. Bună seara, Gabriela Băncilă, o să ni se alăture discuției imediat și generalul Emil Străinu. Gabriela Băncilă, ce se întâmplă în continuare cu vremea? Ce ne așteaptă în perioada imediat următoare? La fel vom avea parte de temperaturi ridicate, dar și de fenomene extreme? Lucrurile vor, tabloul meteorologic va arăta în mare parte cam la fel, cu mici variații de la o zi la alta sau de la o zonă la alta. Valul de căldură va persista și această persistență a valului de căldură se va întâmpla cel puțin și la începutul săptămânii viitoare, măcar pe parcursul zilei de luni. Cu mențiunea că acest val de căldură care este până în momentul de față cel mai intens și mai persistent în intensitatea aceasta ridicată, val de căldură din această vară până în prezent, se va intensifica, dacă mai este loc de așa ceva, spre sfârșitul săptămânii și începutul săptămânii viitoare. Ce înseamnă această intensificare la care făceam referire? Dacă ieri, astăzi, mâine, poate chiar și sâmbătă,
în județele aflate sub incidența podului portocaliu. Se înregistrează temperaturi de 37, 38, 40 de grade. Ei bine, este posibil ca duminică, luni, să înregistrăm temperaturi în aceste județe de 40-41 de grade și vom vedea dacă și mai mult de această valoare. Dar temperaturi de 38-39 de grade să se înregistreze și puțin mai la nord, respectiv în zonele joase ale județelor din nordul Munteniei și al Olteniei, respectiv județele Gorj, Vâlcea, județul Argeș, zona de câmpie, Gabriela, deci, ca și concluzie, iartă-mă, când se termină valul acesta de căldură? Vom vedea cum va evolua el pe parcursul săptămânii viitoare. Poate că vor fi zile, perioade, în unele zone și cu posibilitatea ca aceste zone să reprezinte de fapt o arie mai extinsă din teritoriul țării, să mai diminueze în intensitate. Vom vedea, cu siguranță, pe parcursul săptămânii viitoare, vom putea răspunde la această întrebare când se va opri. Cu siguranță nu se va opri până luni. Mulțumesc mult, Gabriela Băncilă. Ni s-a alăturat discuției și generalul Emil Străinu. Bună seara, domnule Străinu. Mulțumesc mult pentru intervenția telefonică. Domnule general, bănuiesc că ați auzit-o pe Gabriela Băncilă. Vorbea de temperaturi de 41 de grade săptămâna viitoare, undeva pe luni, 41 de grade la umbră. Vreau să vorbim un pic ce se întâmplă la nivel global, pentru că am văzut în toată zona arabă este extrem de cald, toată Europa fierbe. Am văzut astăzi un cutremur de peste 8 grade în Alaska. Vorbeați dumneavoastră zilele trecute și citez despre o resetare climatică și aș vrea să ne vorbiți un pic despre situația aceasta. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. În primul rând vreau să atrag atenția că fenomenele care le-ați semnalat la nivelul țării noastre din ultimele 24 de ore sunt fenomene punctuale și aș vrea să fac o corectură. Faptul că la Vatra Dornei acolo nu a fost o tornadă, ci a fost un vârtej care este determinat de schimburile de temperatură și dinamica atmosferică între pământ, deci între sol și atmosferă. Ceea ce vreau să atrag atenția în primul rând este faptul că aceste schimbări climatice și mai ales fenomenele extreme afectează foarte grav oamenii și asta duce la o creștere a meteosensibilității. Vedeți că iată persoanele cu risc fac din ce în ce mai mult apel la 112. Din al doilea rând, atrag atenția că România este prima țară din lume și deci cam a doua țară din lume și prima din Europa în ceea ce privește ca număr de persoane trăznite, deci descărcări electrice foarte puternice. Se pare că nu mai știm să ne apărăm de trăzne. Ceea ce se întâmplă la nivel global ține din ceea ce se numește în plan general o resetare la nivel global a climei, care ține cont de următoarele aspecte pe care le reluăm foarte, foarte repede. Foarte în primul scurt, rând, foarte, foarte scurt. Este vorba de factori care țin de ceea ce numim natură și factori care țin de ceea ce se numește antropogen, adică de intervențiile omului. Deci, dincolo de tot ceea ce înseamnă factorii naturali, geoclimatici și cei care țin de planetar, este vorba de intervenția activă în atmosferă cu tehnici de modificare a mediului înconjurător, prin care țările dezvoltate încearcă să-și asigure dominația în diverse zone ale lumii, nemai folosindu-se diversele tipuri de războaie clasice, iar războiul economic este dus prin intermediul acestor tehnologii. Faptul că în momentul de față anumite zone sunt supuse unor astfel de, să le spunem, atacuri geoclimatice, agresiuni de fapt se numesc ele, trebuie determinate de problemele care sunt în zona respectivă. Ia gândiți-vă, de exemplu, de faptul că acest cutremur care este de 8,2 grade din zona Alaska urmează după mari inundații în China. Gândiți-vă că, de exemplu, marile inundații care au avut loc în Turcia au urmat după niște declarații extraordinare de
acidei ale președintelui Erdogan și așa mai departe. Apropo de Turcia, mă iertați, avem o informație de ultimă oră. Chiar acum este alertă pe plaja din Turcia, doamnelor și domnilor, turiștii din Marmari sunt evacuați din cauza incendiilor forestiere. Focul puternic a ajuns până la hotelurile unde sunt cazați turiștii. Iată imagini. Și ne întoarcem în țară, doamnelor și domnilor, record istoric al consumului de energie. Energia electrică tranzacționată a ajuns la cel mai mare preț din istorie. Între timp, PSD cere convocarea de urgență a unei sesiuni extraordinare, asta pentru a fi adoptat proiectul care prevede plafonarea prețului energiei electrice. Colegul meu, Mădălin Puiu, vine imediat cu toate informațiile, nu înainte de a vă prezenta și invitații mei pe care îi vedeți deja. Domnul Alexandru Petrescu, reprezentant PSD, bună seara, mulțumesc mult pentru prezență. Bună seara, mulțumesc. Domnul Adrian Câciu, analist economic, bună seara, mulțumesc de asemenea pentru prezență. Bună seara, mulțumesc. Domnul Bogdan Ficioac, sociolog, bună seara, mulțumesc că sunteți alături de noi. Și în ultimul rând, domnul Gheorghe Alomițeanu, fost ministru de finanțe, bună seara, domnule ministru, mulțumesc de asemenea că sunteți alături de noi. Mergem pentru început la Mădălin Puiu, pentru că el știe ce prețuri și cu cât se scumpește energia electrică. Mădălin. Bun găsit tuturor, record istoric al consumului de energie. Energia electrică cu livrare vineri seara a atins cel mai mare preț din istorie din cauza temperaturilor extrem de ridicate. Astfel, cel mai mare consum de energie se înregistrează atunci când prețurile facturilor la energie electrică au explodat. Partidul Social Democrat cere de urgență o sesiune extraordinară a Parlamentului. Spun Social Democrații că în ultima vreme prețurile la facturi electrice au explodat și din cauza liberalizării pieței curentului și astfel cer de urgență organizarea unei sesiuni extraordinare pentru a plafona prețul energiei electrice. Mai mult decât atât, Gabriela Firea spune că peste 500.000 de oameni riscă în momentul de față să fie debranșați de la curent din cauza că nu-și mai pot plăti facturile. În replică, ministrul energiei, Virgil Popescu, spune că nu-i vine să creadă ceea ce spune Gabriela Firea și că pe vremea guvernului PSD a fost crescut acest preț la energie electrică. De asemenea, ministrul adaugă faptul că oamenii trebuie să știe că pot trece în piața concurențială, se pot elibera de captivitate, să nu rămână în zona serviciului universal și mai mult decât atât, consumatorii vulnerabili vor fi protejați printr-o serie de inițiative legislative.
Domnule Căciu, eu mi-aduc aminte acum câteva luni când s-a produs acea isterie în mass media că, domne, trebuie să trecem neapărat pe piața concurențială, că altfel plătim facturi uriașe. Vă aduceți aminte cum stăteau bieții pensionari la cozi? Că nu știau să folosească internetul și să treacă pe piața concurențială. Am fost amenințați că dacă nu trecem pe piața concurențială vom plăti facturi mari. Dar nu ne-a spus nimeni că la o lună după ce se încheie toată povestea cu piața concurențială ne trezim cu facturi mai mari cu 21%, chiar și pentru cei care au ales să meargă pe piața concurențială. Păi, vedeți, dumneavoastră, nu ne-a spus nimeni pentru că probabil că există un interes să nu ne spună, probabil că există logică în spatele acestei... Păi, dar am pus să minți în ba, halul ăsta. Da, domnul Popescu minte, eu chiar vreau să mă dea în judecată și să discutăm... Cine? Despre cine vorbiți? Domnul Popescu, ministrul energiei. Deci minte... Păi domnul ministru zice că nu știe nimic și nu că... Nu știe nimic? A promis că intervine în piața energiei pentru că a văzut ofertele înșelătoare. Eram în emisiunea dumneavoastră când am anunțat de ofertele la gaz care vin mai scumpe decât ofertele anterioare, eu fiind în regim concurențial deja la gaz. Da? Și veneau cu 30% mai mari pentru cei care erau încă în universal. Știți că a fost liberalizarea la prețului la gaze de la 1 iulie. Domnul Popescu, mâinile sunt vacanță, figuri hidrogen Comănescu, dar atâta știe, da? Vine acum și ne sfidează pe toți că suntem cam neștiuitori. Domnul Popescu, nefiind nici economist, nu știu ce meserie are dâns, oricum mehedințean de profesie, și vine și ne sfidează pe toți și spune aveți șansa să treceți la serviciu concurențial. Hai să vă spun ce se întâmplă cu chestiunea asta. Bun, haideți să explicăm pe înțelesul tuturor ca să înțeleagă toți cei care se uită la noi în acest moment. Este absolut incredibil ca după ce am trecut pe piața concurențială să-mi sară factura în sus cu 21%. Pentru că s-a intrat în piața concurențială cu o înșelăciune. Toate companiile care ne-au făcut contracte pe piața concurențială ne-au atras cu oferte stabile pe un an, adică constante, fără să se miște prețul. Piața concurențială înseamnă adaptarea prețului la condițiile de piață, dar asta nu s-a explicat. Prin oferte înșelătoare ne-au venit cu un preț în iarnă, cu un preț mai bun decât ce era în serviciu universal, dar iată că acest preț expiră, da? Și acum se vine cu prețul de piață. Prețul de piață este undeva la 500 de lei megavatul. Noi plătim deja 200 de lei, vă dați seama care e discrepanța, s-ar putea ca oferta aceasta de 21% să fie în octombrie, iar în decembrie să-ți vină o ofertă sau obligația să plătești poate cu încă 30% în plus. Problema este că statul trebuia să intervină aici. Păi asta voiam să-l întreb eu acum pe domnul Ialomițeanu. Statul ce face, domnule ministru? Doar știe să încaseze de la noi taxe și impozite sau poate să facă ceva concret în acest moment? Că eu asta înțeleg că PSD poate cere o sesiune extraordinară. Ministrul Energiei știa foarte bine că acei producători, distribuitori au făcut tot timpul presiune și la guvern și după aceea și la agenția acea de energie să dea drumul la prețul. Și ministrul știa, adică guvernul știa că se va întâmpla lucrul acesta. Ce trebuia să facă înainte? Ori să amâne, ori să reglementeze consumatorul vulnerabil, adică cei care au venituri foarte mici. Înainte de liberalizarea aceasta, trebuia să facă lucrul acesta în mod obligatoriu. Doi, trebuia să renegocieze redevențele. Pentru că acei producători din zona aceasta plătesc redevențe la stat foarte mici. Și de acolo puteau să folosească pentru a acoperi diferențele, să-i asigure pe consumatorii vulnerabili că pot face față facturilor. Cine câștigă din această liberalizare? Sigur, pe lângă cei care distribuie, statul. Statul câștigă pentru că încasează TVA-ul. Dacă vă uitați pe execuția bugetară, avem peste 10 miliarde în lei pe primele 6 luni față de anul trecut. Foarte multe încasări vin din creșterea prețurilor și cine suportă? Cei cu venituri foarte mici care nu pot face față prețurile. Pentru că prin creșterea aceasta, prin liberalizare, efectul este pe orizontală. Cresc prețurile la alimente și la alte produse care intră în coșul zilnic a celor cu venituri mici. Și se impunea chiar și o indexare a pensiilor pentru cei cu venituri foarte mici. Și de parcă n-ar fi suficient ceea ce se întâmplă, iată, cu curentul electric, da, energia electrică, s-au scumpit și gazele și în acest moment, evident, și carburanții. În acest moment avem un anunț alarmant privind pensiile
nu acum, imediat, ci pe termen mediu, valoarea pensiilor va scădea drastic după 2030. Este un avertisment care vine din partea specialiștilor, ne explică colega mea Mădălina Petre. Mădălina. Bun găsit tuturor, dar vorbim despre un avertisment extrem de dur care vizează veniturile oamenilor. Asta pentru că spun experții financiari referitor la majorarea pensiilor și a salariilor, spun foarte clar aceștia că oamenii nu trebuie să se aștepte în perioada imediat următoare la noi creșteri de venituri. Mai mult în ceea ce privește pensiile, spun aceștia că valoarea pensiilor va scădea drastic în anii următori și anume din 2030, iar cei care urmează să iasă la pensie, trebuie să fie conștienți de faptul că o să aibă nevoie și de alte venituri pe lângă pensie, astfel încât să reușească să supraviețuiască. Și dădeau aceștia și un exemplu foarte clar, de exemplu, la un venit de aproximativ 1000 de lei. Vorbim despre o pensie de aproximativ 400 de lei, care din 2030 va fi mai mică cu aproximativ 100 de lei. Și anume vorbim despre un venit de 300 de lei. În această perioadă se poartă discuții extrem de importante la Ministerul Muncii pentru că se lucrează la acea nouă lege a pensiilor. Acum se face evaluarea dosarelor de pensie, proces care va dura până anul viitor și abia ulterior va începe recalcularea celor aproximativ 5 milioane de pensii. Însă, cel puțin deocamdată, nu ne spun foarte clar exact cei din guvern ce se întâmplă cu majorarea pensiilor, dacă se va mai aplica sau nu la anul acea indexare cu rata medie anuală a inflației. Însă, în paralel, vedem aceste avertismente care vin din partea specialiștilor, care ne spun foarte clar, veniturile nu vor crește în perioada următoare. Da, domnule Ficeac, eu nu înțeleg lucrul acesta pentru că, și sunt convinsă că nu înțeleg nici pensionarii din România, pentru că ni se transmite de fiecare dată, domnule, facem o nouă lege a pensiilor în beneficiul pensionarilor. Și acum ne spun specialiștii că, de fapt, din 2030, primii care se vor pensiona din 2030 încolo vor beneficia de o pensie mai mică. Există și aceste explicații, plus că încep să iasă decreței, da, la pensie după 2030. Sunt, cred, aici trei chestiuni, mă rog, punctuale, că dacă îmi dați 40 de minute, discut un pic mai pe larg, dar nu cred că aveți timp. N-avem timp, cam da. Ne-am dorit. Fac doar trei observații aici. Pe de o parte, într-adevăr, sistemul de pensie în apropierea de cetățeni din populația activă și cam cei mai activi dintre cei activi, că marea lor majoritate care pleacă în străinătate, sunt cei care se duc să muncească acolo, în construcții, în, mă rog, unde se duc ei. Că sunt și borfași și... Nu, că ei acolo, dacă sunt cu forme legale, plătesc taxe și impozite acolo. Păi, tocmai asta e. Ori în momentul în care ție aici îți rămân 4 milioane de oameni și mai ai și un aparat de stat supradimensionat, că fiecare partid când vine la putere și aduce clientela politică să o angajeze acolo, că pe el nu poți să-i dea afară, că e legea funcționarului public și uite că așa, cred că avem 20-30% de specialiști veritabili în sistemul de stat, restul sunt alternatori, angajați acolo, nu? Și în momentul ăsta în care ai un asemenea deficit de plătitori de contribuții la sistemul de pensii, normal că ești într-o situație foarte dificilă. Pe partea aia e chestiunea cu pensiile speciale, care nu se referă doar la judecători, Curtea de Conturi și Curtea nu știu care, Consiliul Concurenței. Sunt nenumărați, iar problema asta, așa numitele pensii de serviciu, pensii militare și așa mai departe, nici acum nu se dorește a fi rezolvată ca să nu-i deranjeze cumva pe el. Deși, mă rog, ce a fost, a fost, dar măcar de acum încolo, introdui pe toți pe contributivitate, să le rămână salariul net în mână atâta cât e, dar introdui pe contributivitate și nu mai... lua bani de la buget ca să-i bagi la Ministerul de Interne sau Ministerul Apărării sau SRI, știe ca 20-25% să se ducă la pensii, că știi, noi nu luăm de la bugetul de pensii. Păi nu tot în banii noștri, doar că se duce pe partea aia, a bugetului general. Și în
al treilea rând, cred că aici sunt lucruri mult mai importante, că se vorbește aici, că de la Bruxelles, de la alea, mai țineți minte tot scandalul ăla, problema unui președinte, Băsescu mi se pare că îl chema, de spunea el că FMI-ul ne impune tăierea salariilor, tăierea pensiilor, scrisori și acolo. FMI-ul nu a spus asta, nu, mă rog, am răgușit, dar o repet așa, ca papagalul. Scrisorile FMI-ului care se găsesc și acum pe site-uri, scrisorile Comisiei Europene, Bruxelles spunea tot timpul, nu mai furați, nu mai furați, nu mai lipsiți banii, nu mai furați. Vreau o reacție și de la reprezentantul Partidului Social Democrat. Atâta vreau să spun. Care era traducerea la noi? Domnul Băsescu spunea... Trebuie să strângem cureaua. FMI-ul a zis că trebuie să strângem cureaua, trebuie să tăiem salarii și să tăiem pensii. Nu mai furați! Vă rog, domnule Petrescu, o reacție cu privire la această situație care, iată, pensionarul pierde în continuare. Ce faceți dumneavoastră ca și opoziție până la urmă? Bun, câteva comentarii. În primul rând, dumneavoastră spuneați că e o perspectivă de scădere a pensiilor în 2030. Eu vă spun că există o scădere a pensiilor cifrică și la nivelul puterii de cumpărare în momentul în care vorbim. Evident. Nu a fost actualizată cu rata inflației pensia. Avem inflație 3,8 mai, 3,9 iunie și trendul se ducă în sus. Dacă ne uităm pe la Consiliul Fiscal, BNR, economii șef de la băncile comerciale dau 4,5, 4,7. La cum cresc prețurile peste tot, pe tot sectorul, pe toate componentele, sigur inflația va fi mai mare. Asta înseamnă o scădere drastică a puterii de cumpărare și eu vă spun că toate aceste creșteri de prețuri sunt sistematic organizate de către Guvernul României, Guvernul Câțu Liberal USR, fiindcă ei încurajează și creează un cadru de creștere a prețurilor, că vorbeam de benzină. Nu există o corelare între prețul petrolului la nivel internațional și creșterea prețului benzinei la pompă. Prețul benzinei este toate prețurile mare cresc, în ei toată Europa. Pot lua accize mai mari, ei pot lua TVA mai mare și așa speră să crească banii la buget în condiții în care nu sunt în stare să ridice nivelul de colectare, nu sunt în stare să digitalizeze infrastructura ANAF. Lucrurile sunt într-o descendență extrem, extrem de periculoasă și ceea ce noi putem face, bun, dincolo de discuțiile pe care le avem, dincolo de opiniile ancorate pe care le emitem pe diferite paliere politice, e clar că vom veni din nou cu o tentativă de a da guvernul jos la începutul sesiunii parlamentare din toamnă și în condițiile date, în degradarea economică a societății românești, am încredere că vor fi mai multe voturi de partea noastră. Atunci așteptăm moțiunea de cenzură. Permiteți puțin să... Foarte scurt, da, pentru că vreau să mergem cu altă informație. Da, noi trebuie să ne aducem aminte de ce câștigă doar unii. Acest guvern, inclusiv Popescu și Câțu, au tăiat taxele pe componentele care sunt profitabile, adică pe energie și pe bănci. De ce vor să lase lucrurile astea și nu dau la populație bani? Pentru că populația, neavând bani, va trebui să împrumute. Unde? La bănci. Cine câștigă? Sistemul bancar. De ce au lăsat liberalizarea energiei? Stați un pic că nu mai dau băncile credite cum dădeau pe ba vremuri. Dau. Știți foarte ba bine. Dau. Pentru 500 de lei, pentru 1000 de lei contează. Știți? Și păcălesc românii cu băncile. De ce companiile se duc și nu primesc bani de la stat și trebuie să ducă doar către bănci cu IMM, Invest și alte programe? Asta este politica. Ei n-au venit pentru că vor să facă ceva pentru țară. Da, acum reglează niște conturi pe inflație, pentru buget, dar nu asta interesează. Pentru că în spatele lor cei care i-au numit sunt din sistemul bancar și din sistemul energetic. Dacă vreți să ne ascundem după degete, o să ne ascundem încă 10 ani, dar o să aflați că asta este realitatea. Aduceți-vă aminte cine era în Piața Victoriei. Că nu era nici mama, nici bunica, nici copiii noștri. Era un șef de bancă. Mergem un pic mai departe cu o informație de ultimă oră. Călătorie de groază pentru zeci de copii care se întorceau din tabără de pe litoral. Aceștia au stat mai bine de 12 ore în mijlocul câmpului, fără apă și fără mâncare, pentru că trenul în care se aflau s-a blocat din nou. Locomotiva s-a strigat, iar părinții revoltați au mers să-și salveze copiii. Este inuman. Aș fi curioasă dacă copiii ministrului de transporturi, dacă are,
dacă are copii, dacă ar fi fost în acel tren, cum ar fi stat el în aceste ore? La fel și domnul director de la Căile Ferate Române. Au spus că deviază traseul și că nu mai opresc în București și că prima stație în care opresc este Videle, pentru că vorbisem acolo să li se aducă copiilor mâncare și apă, da? După care, dacă au spus că fac această mișcare, am renunțat și tot au oprit în București, da? Deci tot au oprit în București și le-au dat un corn cu ciocolată Shoah. De 21 de ore copilașii ăștia se află în tren și iese directorul de la CFR cine e incompetent ăla și o râs ironic, nu se poate așa ceva să-ți bagi joc de copilașii ăștia. Nu apă, nu mâncare, nu nimic, bătaie de joc. Nu ne ajunge că au stat în câmp 12 ore, mai stau și acolo acum. Cum vedeți? Și e bătaie de joc. Să-și dea demisia de încolo de incompetenți toți. Li s-a promis că CFR-ul le asigură masa și le-a dat un corn cu ciocolată. Ciocolat. În 12 ore. 12 ore. La ora 4 am venit la gara, am spus că la 4 și jumătate o să vină trenul, da? După care am aflat de la alții părinți că de fapt s-a defectat locomotiva și pleacă locomotiva, da? Iar acum ne-au sunat copiii că din nou s-a defectat și această locomotivă, iar doamna șef de gara, am înțeles că este pentru că nu a vrut să se legitimeze, vorbea la telefon cu cineva să desfacă o locomotivă, probabil de la un alt tren, să plece. Obosiți și speriați, mai mulți părinți au mers să își recupereze copiii. Mai bine un domn cu bagaje. N-am cuvinte. Stăm 10 ore în mijlocul nopții, fără apă. Și ne-au dat decât câteva sticle de apă și un corn cu ciocolată. Asta a fost. Să ne oprim aici, iar am stat cred că 2 ore. A venit prima locomotivă, s-a defectat, a venit și a doua, mi se pare că și asta s-a defectat și abia a treia. Au urcat când noi am coborât acum. O nouă informație de ultimă oră, un bărbat de 70 de ani din Pașcani, atenție, vaccinat, se află în acest moment la terapie intensivă după ce s-a infectat cu tulpina Delta. Colega mea, Raluca Curteanu, urmărește starea de sănătate a bărbatului. Raluca, bună seara, ce știm? Bună seara tuturor, într-adevăr, Violeta, iată, deși se spune că vaccinul te protejează tocmai de formele grave ale infectării cu COVID, cazul bărbatului despre care și tu vorbești din Pașcani, pare să infirme acest lucru. Vorbim despre un bărbat de 70 de ani care s-a vaccinat la începutul anului și acum este internat cu COVID-19 la terapie intensivă la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Iată, în cazul acestuia a fost confirmată tulpina Delta. Ne amintim despre această tulpină, spun specialiștii, că ar fi rezistentă la tipurile de vaccin de pe piață, însă tot acolo la terapie intensivă se află și alți 4 pacienți, 3 dintre aceștia sunt confirmați cu tulpina Delta, iar unul este suspect de această tulpină. De menționat totuși că bolnavul din Pașcani care este vaccinat este puțin mai bine decât ceilalți 4 aflați la terapie intensivă, însă mai spune medicul de acolo de la Spitalul de Boli Infecțioase că sunt internați 26 de pacienți cu COVID, toți cu forme medii ale bolii, majoritatea dintre ei cu tulpina Delta și niciunul vaccinat. Mulțumim mult, Raluca. Ni s-a alăturat discuției medicul Radu Țincu, medic Floreasca. Bună seara, domnule doctor. Mulțumesc mult pentru intervenția telefonică. Bună seara, cu plăcere. Domnule doctor, lămuriți-ne și ajutați-ne și pe noi să înțelegem ce se întâmplă. Avem deja tulpina Delta, este clar, în România, însă ce este mai grav, că avem și un român vaccinat care totuși a luat, este infectat în acest moment cu noua tulpină. Așa este. Trebuie să spunem faptul că pentru vaccinurile existente eficiența a scăzut pentru această variantă virală. Dacă la început, spre exemplu, Pfizer garanta o eficiență de 94%, studiile ne spun că acum eficiența a scăzut undeva la 88%. Israelul chiar a dat un studiu pe care l-a publicat și ne spune că eficiența scade chiar până la 70%. Însă acest lucru nu trebuie să ne sperie și ne uităm în Statele Unite. Statele Unite au vaccinat 161 de milioane de persoane și dintre aceste persoane doar 6.000 au dezvoltat forme simptomatice de boală cu noua variantă Delta și au necesitat spitalizare, astfel încât mare parte a populației este în continuare protejată de această nouă variantă virală cu vaccinurile existente. Da, totuși, domnule doctor, omul acesta este la terapie intensivă, deci nu are o formă ușoară.
sau ușor spre medie. Nu are o formă ușoară, nu are o formă ușoară. Nu mă pricep, e meseria noastră, dar când aud că un cetățean e la terapie intensivă, e clar că bine nu e. Cu siguranță a întunit criteriile de gravitate pentru a fi internat într-o secție de terapie intensivă, însă trebuie să spunem faptul că vaccinul nu asigură eficiență de 100%. Nici la început, când a fost dezvoltat pentru variantele din 2020, nu avea eficiență de 100%. Cu cât eficiența scade, înseamnă că 1%, am ajuns la 88% eficiență, asta înseamnă că 12% din cei care se îmbolnăvesc de COVID-19 nu mai sunt protejați, însă 88% din populație va fi protejat. În acest context, din punctul dumneavoastră de vedere, este necesar cea de-a treia doză? Și la când acest moment, la acest moment avem studii publicate atât de către CDC în Statele Unite, cât și studii din Europa care ne spun că în momentul de față nu e nevoie de o a treia doză de vaccin. Nivelul de anticorpi după vaccinare se menține în continuare eficient împotriva acestor variante virale. Se ia în calcul o a treia doză de vaccin pentru a crește nivelul de anticorp. De ce? Pentru că s-a observat în unele studii faptul că în momentul în care nivelul de anticorpi crește, adică cantitatea lor este crescută, crește și eficiența împotriva acestei variante virale. Însă nu s-a luat niciun fel de decizie în acest sens. Se mai dorește o a doua posibilitate care s-a luat în calcul, aceea de a modifica compoziția vaccinului, adică această a treia doză, dacă va exista, să nu se efectueze cu același tip de vaccin, pentru că n-are rost atâta timp cât sunt alte variante virale circulante, ci să fie o compoziție schimbată care să acopere, la fel ca și în cazul vaccinului gripal, variantele virale din prezent. Păi și ce înseamnă o altă compoziție? Ce ar însemna? Ce ar presupune? Păi în acest moment, vaccinurile existente puse pe piață au fost realizate după prima variantă de COVID-19 care circula în ianuarie-februarie 2020. Aceste variante noi apărute sunt ușor diferite din punct de vedere al structurii de acele variante inițiale, iar această compoziție schimbată nu înseamnă decât că se aduce vaccinul la compoziția actuală, astfel încât anticorpii pe care îi dezvoltăm să se adreseze acestor variante care sunt în acest moment în circulație. Bun, și atunci ce ar trebui să înțeleagă lumea, că dacă mai apare încă o variantă și încă o variantă, o să trebuiască să ne vaccinăm de fiecare dată când apare câte o nouă variantă ca să fim protejați? Aceste variante virale nu apar doar în cazul COVID-19 și la gripă. Până la urmă, vaccinul anual este unul nou. Totdeauna se modifică compoziția vaccinului pentru că și circulația virusului este modificată. Însă ceea ce trebuie să știm... Domnule doctor, păstrați-vă ideea pentru că trebuie să luăm 20 de secunde de publicitate și tot după publicitate discutăm tot despre vaccinare. O să vedeți cine a adus noua tulpină contagioasă în țară. Polițiștii au intrat pe fir. Mă întorc la dumneavoastră, domnule doctor, că v-am întrerupt brusc. Continuați-vă ideea și o să vedeți imediat cum a ajuns varianta Delta în România. Spuneam faptul că variante virale apar și în cazul altor virusuri, așa cum se întâmplă în cazul virusului gripal. În fiecare an avem un nou vaccin antigripal, însă ceea ce trebuie să știm este că aceste variante virale care apar vor fi cu atât mai numeroase, cu cât o mare parte a populației nu va fi vaccinată. Cei care generează aceste variante virale este procentul de populație care nu s-a vaccinat, în care virusul poate să se multiplice și să creeze astfel de mutații. Cu cât vom fi mai mulți nevaccinați, cu atât riscul de apariție a mutațiilor va fi unul mai mare. Da, eu, de exemplu, dacă sunt vaccinată, pot fi purtătoare de virus nou, da, tulpina Delta, și să dau mai departe la cel de lângă mine care, de exemplu, nu e vaccinat? Puteți fi purtătoare, însă cantitatea de virus pe care o dețineți la poarta de intrare este una foarte mică. Virusul devine contagios atunci când se multiplică în organismul nostru. Atâta timp cât sunteți vaccinată, această multiplicare nu este posibilă. Sigur, din punct de vedere teoretic,
puteți să fiți contagioasă pentru cineva, însă cantitatea de virus pe care o aveți este una foarte mică, iar probabilitatea de a-l infecta pe cel care nu este vaccinat este una foarte redusă. Bun, deci e vorba de fapt de încărcătura virală. Bun, dosare penale, doamnelor și domnilor, pe bandă rulantă, după ce zeci de români întorși din Marea Britanie, atenție, și-au falsificat documentele conform cărora erau vindecați de COVID-19. Așa se explică și focarul de îmbolnăviri din Iași. Falsurile sunt unele grosolane, dar se folosesc intens în această perioadă pentru ca românii din Anglia să scape de carantină. Colegul meu, Costi Soare, ne explică cum s-au dat de gol românii cu documentele falsificate, Costi. Bun găsit tuturor, alerta a fost dată de autoritățile sanitare din județul Iași, care s-au trezit cu o avalanșă de documente venite de la cetățeni români întorși în țară din Marea Britanie, documente care atestau că au trecut prin boală, că s-ar fi îmbolnăvit de COVID. Dubios era însă că toate erau aproape identice. Cei care le-au falsificat nu s-au mai chinuit să modifice toate datele. Toți românii care s-au întors din Marea Britanie în zona județului Iași păreau că s-au îmbolnăvit în același timp și în același loc. Asta deși veneau din locuri diferite din Anglia. Autoritățile române avertizează că există o adevărată afacere cu astfel de certificate COVID sau care demonstrează că au trecut prin boală, în special în aceste țări cu zone de risc ridicat de îmbolnăvire cu COVID-19, și asta pentru că românii vor să vină în concediu acasă și să nu intre în carantină, așa cum sunt regulile în acest moment. Doar că autoritățile mai spun, dacă vor fi depistați, riscă inclusiv închisoare. Mulțumim mult, Costi Soare. Domnule Ficeac, eu știam că românii sunt inventivi, dar deja aici cred că au mers mult, mult prea departe, punând în pericol sănătatea celorlalți, până la urmă, cred că sănătatea propriilor membri din familie. Da, eu nu am prea mult de comentat. Aici există legi, legile respective bănuiesc că prevăd sancțiuni și sancțiuni. Păi da, numai la noi în România se putea întâmpla, că invers în Anglia nu făceau niciodată așa ceva. Păi nu făceau, pentru că acolo legea e mult mai Lege, e lege și e respectată. Și este exact, și este și aplicată. Și instituțiile funcționează. Așa apare respectul față de lege, în ideea în care legea este aplicată, nu ca la noi 3 zile, că orice minune ține 3 zile și după aia nu ne mai interesează, e aplicată zi de zi, an de an, și așa se creează mentalitatea, așa se învață omul cu respectul față de lege. La noi, dacă azi îl amendezi, mâine îl lași, poi mâine vine de la Curtea Constituțională că de fapt amenziile pe care le-ai dat tu după mintea ta de deștept ce ești în fruntea guvernului erau neconstituționale, le anulăm și e o, cum să spun, o tebatură din asta, un haos din asta legislativ, administrativ, în care, normal, îndeamnă la tot felul de subterfugii din astea, de încălcări, de șmechereri, că la noi acum nu mai contează lege și fără de lege, contează dacă ești șmecher sau ești prost. Și atunci încearcă tot mai mult cu șmecheriile astea. Dacă legea se va aplica foarte clar și legi foarte clare pentru toată lumea și fără putință de a mai fi atacate, eu știu că n-ar fi constituționale, atunci, da, ușor, ușor ne vom îndrepta către statul de drept. Dacă nu, vom asista tot timpul la tot felul de șmechereri, la tot felul de personaje din astea care sunt deasupra legii și ne sfidează, eu știu că își falsifică buletinul, că se duc cu mașina pe plajă, că ori fac nu știu ce petreceri sau lucruri mult mai grave, mult mai grave, pe care ne uităm, zicem, domne, nu se poate așa ceva, nu se poate așa. E, uite că se poate. Se poate. Îmi permiteți astea. Foarte vă rog, scurt. Sigur că da, o concluzie, domnule Petrescu. Da, dincolo că este absolut reprobabilă fapta și este o inconștiență crasă, pe de altă parte trebuie să știți că este și o vigilență foarte relaxată, să zic așa, moderată a celor de la frontieră. Da, că fie falsificate, fi intrat... toate documentele astea au un QR code. Dacă se scanează, poți atesta autenticitatea documentului. Dar nu le scanează, ei merg, le arată, le fulfuie și intră în țară. Și noi putem avea legi, dar dacă nu identifici documentele false, degeaba ai legile. Că dacă au găsit 11 din sute sau mii cât intră în țară... Imediat vin și la dumneavoastră, domnule Alomițeanu.
Vă rog, domnule Petrescu, terminați-vă ideea. Zic, dacă identifici numai 11 cât s-au identificat la Iași din probabil sute care au intrat în zona aceea a României și mii și zeci de mii la nivel de țară, degeaba e lege că nu poți să o aplici. Păi, trebuie ziceam... o vigilență mult mai ridicată la nivelul scanării QR-codului de pe documente. Că acum majoritatea documentele europene, inclusiv din Marea Britanie, au un QR-cod și se poate atesta validitatea documentului. Asta întrebam, ziceam mai devreme, domnule Ialomițeanu, câți ori fi intrat așa fraudulos? Dacă instituțiile din România nu colaborează cu instituțiile similare din alte țări, nu stabilim proceduri, că ați văzut și cu accidentul acela pe calea ferată, n-au proceduri. Trebuie să ai proceduri și cineva să urmărească respectarea acelor proceduri. Iar legat de atacarea la Curtea Constituțională, trebuie instituțiile statului să se asigure că acele decizii, hotărâri, legi sunt constituționale. Nu te joci, dai decizii și nu le publici în monitor. Și pe urmă te întreb de ce Curtea Constituțională le declară neconstituționale. Trebuie să te asiguri că se pot aplica și cineva trebuie să urmărească aplicarea lor. Bun, domnule Căciu, o concluzie. Concluzie, aplicarea legii trebuie întărită și trebuie tratată cu seriozitate. Dacă dumneavoastră, uitați, urmăriți cele 11 persoane, dacă vor face pușcărie pentru uz de fals, atunci înseamnă că începem să avem legea aplicată. Dacă vor lua doar o amendă sau vor fi bătuți pe creștet, înseamnă că degeaba ne luptăm. Deci legea trebuie aplicată până la capăt. Ai prezentat un document fals, e uz de fals, e infracțiune. Te duci frumos și stai 6 luni cel puțin, dacă nu 2 ani, la pușcărie. Păi și unde ați văzut noastră că se face pușcărie pentru așa ceva? Păi nu, eu vă spun, adică, stați un moment, dar noi când mergem pără, sau avem vreo problemă pe stradă, nu cred că scăpăm. Păi eu vă spun că românii în Anglia n-ar fi îndrăznit niciodată să facă ceea ce au făcut aici, în România. Acolo legea e lege, amenda e amendă, pușcărie e pușcărie. Dacă nu dai exemple de coerciție, de aplicarea legii, nu de coerciție, de aplicarea legii așa cum este ea, niciodată societatea nu o să răspundă. Din păcate, mulțumesc mult pentru prezență și pentru comentarii. Victor Ciutacu a ajuns în platou. Victor, bună seara, ce vedeți? Bună seara, apropo de ce spuneai tu, Messi a luat 6 luni cu suspendare pentru 21 de milioane de euro evaziune fiscală. Așa că hai să nu mai idealizăm nici societățile vestice, că la pușcării suntem o lecuță mai tare decât ei. Doamnelor, domnilor, în doar câteva momente o nouă ediție incendiară a punctului culminant. Incompetenții în instituții, valorile în șomaj. Cine răspunde pentru cea mai mare bătaie de joc? Trenurile groaze, copii uitați de autorități în câmp. Fostul premier aruncă bomba în studioul acestei emisiuni în această seară, domnilor și domnilor, cu tremur uriaș. Cea mai mare lovitură dată reziștilor. Uniunea Europeană desfințează în scris hoția useriștilor. Le-au pus frână. Miliardele vânate de sifoane rezist, domnilor și domnilor, stau și mai așteaptă. Sunt date alarmante ajunse pe masa lui Mihai Tudose. Ce-a aflat aceștia? Și dezvoltăm în continuare subiectul hoției neomarxiștilor, cum sunt furați zilnic românii. Manevrele murdare prin care reziștii acoperă marele jaf. Aceștia își dau alarma pe față. Arama, doamnă și domnul, sunt obosit și eu ca directorul de la CFR Călători, doar că eu nu-mi caut scuze. Meritocrația promovată de USR, omului Barna a fost infiltrat într-o mega instituție și recompensă bănoasă pentru plângăcioasa rezist după circul regizat. Rămâneți, merită!